Delta Dunării. Sub soarele de amiază, natura încântă cu spectacolul firescului. Totul e așezat acolo unde trebuie, răsfățat de ce aduce mai bun trecerea timpului. În acest paradis, o mână de oameni tulbură liniștea surzitoare a deltei. Sunt cei care își duc viața în letea, ținutul cailor sălbatici, așezare încremenită în timp. Aici, în paradis, drumurile sunt puține, așa că suferința e rare ori tratată de medici. Nu ați fost niciodată la medic? Nu. Niciodată? Nici după ce ați născut? Nu. Pe uliță, doi copii se joacă în nisip. Un câine lenevește sub razele soarelui și pare că nimic nu-l tulbură. Letea e unul dintre cele mai bine conservate sate din rezervație. Suntem uitați de lume și numai la votare ne găsesc pe hârtie, dar atâta. Așa, în rest, izolați. Letea nu e prea departe pentru o mână de doctori din caravana cu medici. După ce au terminat treaba la spital, doctorii s-au urcat în mașini și au plecat spre Tulcea. Apoi au mers cu barca 2 ore. La miezul nopții, doctorii transformă o parte din camerele centrului comunitar din sat în cabinete medicale. Măcar unul să intre, știi? Măcar un șurub. E de jos, a intrat spre al doilea. A doua zi, dis de dimineață, o dubă plină cu femei oprește în fața centrului. Imediat se formează cozi la cabinetele medicale. Unele dintre ele n-au mers niciodată la doctor. Altele nu s-au mai dus de 10 de ani. Femeilor li s-au făcut consultații oftalmologice, ginecologice și ecografii mamare. La noi ne-am cam toată lumea cu cancer. Cine a avut o sună? Mama mea și mama lui mama mea. Efortul medicilor e un cadou la care localnicii nu sperau. Fără ei, ar fi trebuit să meargă peste 14 km până la cel mai apropiat doctor. Pentru cazurile grave, drumul este însă mult mai lung. Să știți că aveți 19:10. E foarte, foarte mare tensiunea. Maria n-a mers niciodată la medic. A născut de 3 ori. De fiecare dată acasă, în patul ei, asistată de una dintre surori. Singura ei fată a murit la 3 luni din cauza unei malformații cardiace. Unul dintre băieți a fost operat la inimă la Târgu Mureș. Acum are 21 de ani și muncește în străinătate, pentru că în Delta n-are niciun viitor. Iar al doilea băiat învață la Tulcea. Ultima oară a venit acasă de Crăciun. Cu ziua, umblu, la muncă. Și ce faceți? La prășit, la cules, la tăia de vie, la ce este. Muncești? Mănânci. Nu muncești? Stai. Viața a fost dură cu Maria. A venit pe lume acum 41 de ani, în același timp cu alte 2 fetițe. Imediat după naștere, părinții le-au abandonat, pentru că mai aveau încă 6 copii de crescut. De sărbători mergeau la orfelinat și le luau acasă pe triplete. Erau singurele momente în care fetițele aveau spre cine fugi, dacă se simțeau rău. De ce v-ați fi dorit să aveți parte și n-ați avut? Ce să zic eu? Că nu era mama, aia. Altceva. Și când aveați o problemă, când vă durea ceva? Plângeai, tăceai și aseară. Deși a născut 2 copii cu probleme cardiace, nimeni nu i-a spus Mariei că ar trebui să facă un consult. Oricum, nu și-ar fi permis. De unde bani? Bat cu ciocanul? Dumneavoastră, practic, abia reușit să supraviețuiți de la o zi la alta. Da. M-am obișnuit de acum. Deci mai de viață am trecut. Așa sunt cei mai mulți oameni din Letea. Nu-și fac planuri. Așteaptă doar să treacă zilele. Că ați venit aici, că noi în fundul deltei aici, așa, nu mai avem posibilități. Medicina secolului 21 aici nu prea a pătruns. Aici vezi fragilitatea omului, vezi ce nevoie are de tine și dai seama cât de important ești pentru sistem. Sunt 5 ani de când studenți la medicină, rezidenți și medici specialiști se duc în zone izolate din România. La Letea, în cea de-a 66-a ediție a caravanei, medicii au descoperit mai multe paciente cu afecțiuni grave. Doctorii le vor ajuta pe femei să vină la București ca să le poată trata.